Între Ilie Năstase și Brigitte totul revenise la normal, chiar dacă s-au certat ca la ușa cortului la un eveniment monden trecuseră peste. Noi suntem de 7 ani împreună, iar astăzi am decis că trebuie să recunoaștem că noi de fapt de o lună de zile suntem separați. Uh-huh. Am hotărât împreună să recunoaștem. E adevărat că împreună nu am hotărât? Okay. Nu, poftim. Am plecat de acasă, nu? Eu am plecat de acasă? Nu știu unde s-a dus fata asta, s-a dus la... Tu mi-ai pus o condiție, că m-a ajuns cu ceva dacă plec de acasă. Da. Au petrecut împreună clipe de neuitat pe litoralul Mării Negre, dar totul s-a dus de râpă. Între cei doi soți au apărut alte neînțelegeri. Întreabă inima de ce nu am noroc în dragoste. Se pare că marele tenismen nu a reușit să o îndulcească pe Brigitte. Sunt certată cu soțul meu. Nu ne vorbim. Brigitte a spus că nu își mai vorbesc, dar n-a dezvăluit motivul rupturii. Așa că reporterii spynews.ro nu s-au lăsat și l-au contactat și pe Ilie Năstase. Vizibil deranjat și supărat, sportivul a fost foarte zgârcit în declarații. Da, sunt certat cu soția, dar nu o să vă spun motivul. Sunt treburile noastre personale. Timpul plânge. Ce s-o fi întâmplat între cei doi, doar ei știu. Cert este că Brigitte este extrem de supărată pe soțul ei, căci și-a făcut bagajele și a plecat la Timișoara, dar i-a transmis soțului ei un mesaj prin intermediul contului de Instagram. Chama.